Trebuie nu avem o bancă, chiar pentru că nu e pierdere de timp să... Eu, de exemplu, nu pot să îmi acord toată ziua pentru, pentru 10 ore de zi, doar să fac teme. Și având în vedere că 2-3 ore e ok pentru mine, maxim 2 săptămâni reușesc să fac o temă de la designul Photoshop, singura de când facem. Eu, de exemplu, noi fiecare, atât eu cât și Dumitru, facem temele de la zero până în full WordPress, adică individual, însă când unul din noi are o opinie mai bună, are o idee cea mai bună, ne ajută în scala temele să le perfecționăm, poate mai puțin obișnuit pe partea de coding și când am nevoie de ceva, de tot felul de nu știu, apelez la Dumitru și am, da, oricum, în 2 săptămâni ok, să lăsăm, să terminăm de prima. Și suportul pentru tema, în planul de administrare, cât flexibilitate acordați? Avem forum care este deocamdată, este forum deschis, oricine are acces, adică noi îl, cât de să avem 2-3 ori pe zi, îl controlăm și răspundem imediat la orice întrebare. Ce oferă temele premium? Ce oferă temele premium ale voastre față de o temă free, de exemplu? De o temă free? Da. Păi iată, în primul rând, de ce procură mulți, că oferim suport la orice. Mulți apreciază acest fapt, pentru că nu toți sunt master WordPress. Designul este unic, multe caracteristici adică care nu le găsești într-o temă free, tot fel de carosuri, adică mult, păi design, în primul rând, e exclusiv și unic și mulți preferă pentru că știu, sunt sigur că tema asta nu se va întâlni cu și fiecare autor al doilea site de WordPress, iar cu temele free sunt foarte populare și dacă cineva lansează o temă free foarte bună, atunci poți să întâlnești cu și fiecare al doilea site de WordPress. Mersi. Spune-mi, te rog, care e site-ul de care sunteți cel mai mândri că folosește tema făcută de noi? Deocamdată nu avem un showcase al temelor noastre. Este un Letters Nation, un site. Poți să încerc să-l accesezi, oare? Să încerc și să vedeți că e o modificare a unei teme dintre noastre, de exemplu, mai bine. E o temă, adică e o modificare a unei teme, făcută chiar tot de colegul meu, Brânzan Dumitru. Aș putea să vă arăt dacă e necesar și varianta originală a temei, în caz că cineva nu o cunoaște, să facă diferență. Dar văd că nu s-a încărcat sau e șansă. Vrei să ajung browser mai bun aici? Văd că arată Iure partea Internet Explorer 6. Cred că nu ar fi trebuit să fie mai mândră de el, dar oricum. Site în alt browser, Firefox, se vede foarte bine. Ok. Așa, o întrebare. Ați ajuns la 4.000 de subscribers într-un an, fără niciun fel de promovare, adică concursuri câștigate sau... Subscriber la RSS, da. Da, știu. Un an și jumătate, da. Fără promovare? Ai zis mai devreme fără promovare. A,
Fără promovare specială. Mă gândesc concursuri câștigate sau... Da, am avut la promovare tehnici, tot felul de tehnici, okay. Concursuri, da. Așa, de asta mă gândesc. Sau social, tot felul, okay. Adică, da. Și, ok, și evenimente și tot felul. A fost da. Un fel de promovare, da. Nu? Da, din iulie când am relansat din iulie o variantă care e actuală a VPZOM-ului, de când am început chiar să ne specializăm mai mult pe crearea temelor, am început să promovăm și activ chiar pe alte bloguri populare, Smash Magazine, am avut... Smash Magazine e chiar asta de referință. Da. Da. Ok, asta vreau să... Păi, de câteva bloguri, vreo 10 am făcut, adică, pic de reclamă. Ok, ok.